Conectăm România cu Italia în această dimineață. Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari. Și chiar de aici vreau să începem. Domnului Piero Ferrari, i-a plăcut piesa asta când a apărut? O știe? Da, o știe. Și? Bună dimineața tuturor. Îi place sau nu prea? Sunt în biroul lui Piero Ferrari. Deci intrați pe Facebook, să le spunem ascultătorilor. Ok, suntem în această dimineață chiar în biroul lui Piero Ferrari și dacă intrați pe Facebook o vedeți pe Romina Gingașu acolo. Intrați în viteză. Da, după această piesă e imposibil să nu bată inima în acest interviu. Adrenalina crește. Dar nu ne-a zis, îi place sau nu piesa? Da, îi place. Da. Ok. Ne bucurăm că suntem în direct în această dimineață. Ați făcut furor și la deschiderea noului sezon de Formula 1. La Marele Premiu al Bahreinului. Exact. Așa scrie și presa de la noi, da. Rochie scrie, neagră, trebuie. Da. Ați fost toată un zâmbet. Ce era de râs acolo? Noi am intrat un zâmbet, apoi la final Piero era un pic nervos, dar el își dorea să ajungem cât mai repede la aeroport ca să luăm zborul spre Bologna și să ajungem acasă. Altfel rămâneam să sărbătorim dacă piloții noștri câștigau cursa. Dar el și-a dat seama undeva pe la mijlocul cursei că nu o să se poată câștiga și atunci a zis ok, aranjează să plecăm. De aceea eu nu eram lângă el în acel moment, eram la telefon ca să aranjez să plecăm. La această cursă, una dintre mașinile Ferrari a avut probleme și a ieșit din cursă. A lui Leclerc, da. Și nu este prima dată când se întâmplă asta în ultimul an. În sezonul trecut, mașinile Ferrari au tot avut probleme. Ce spune domnul Piero Ferrari despre acest lucru? Că bănuiesc că nu e tocmai plăcut să ajungi subiectul unor glume pe Facebook, mă rog, pe rețele. Da, Ferrari are mai mult impact față de alte companii, dar nu este singura companie care are probleme. Sau mașina noastră este singura care are probleme? Nu, a tuturor are probleme, pentru că de 2 ani de zile s-a schimbat aerodinamica, iar anul ăsta din nou Ferrari a produs niște schimbări în aerodinamica mașinii și atunci primele curse sunt un pic de test, după care sunt sigură că deja la Maranello inginerii lucrează și se calculează multă matematică. Ca să glumim puțin, și a lui Beatrice în parcare, se mai duce din când în când să mai pornească. Tocmai pentru care probleme. Cum trăiește domnul Piero Ferrari cursele astea? Le trăiește așa intens, vulcanic sau cum? Cum se uită la experiența curse? Lui în Formula 1 e practic de peste 50 de ani, de când a început să meargă alături de tatăl său. Eu observ presiunea și se simte. El nu o simte la fel ca mine, pentru că eu sunt începătoare, să zicem. Dar el le vede destul de detașat, oarecum, implicat efectiv în tot ce înseamnă inginerie și practic mașina aceasta este dezvoltată de el. Asta vă spun în exclusivitate. El este implicat în ultimii 3-4 ani pentru a dezvolta cât mai bine mașina din curse. Cum vă înțelegeți cu cei doi piloți, cu Carlos Sainz și cu Charles Leclerc? Pentru că sunt niște simpatici. Sunt extraordinari, sunt foarte educați. Eu acum sunt la Monte Carlo, de unde este Charles Leclerc. Îl susținem foarte mult pentru că situația lui a fost diferită față de cea a lui Sainz. Sainz vine dintr-o familie înstărită, Charles nu. Tatăl lui Charles a murit acum câțiva ani, într-o zi de miercuri, iar el vineri era deja în cursă și duminică câștiga, adică este foarte, foarte puternic emoțional și noi susținem pe amândoi, dar sunt două povești complet diferite. Spune, vreau să vorbim un pic și despre dumneavoastră, spuneți-ne cum e vremea la Monte Carlo, dacă italienii știu cu 8 martie, faceți astăzi pentru domnul Piero măcinici de ăștia de România. Nici nu știu cum să explic ce Mărțișor, ați primit un cadou, ceva așa? Am primit flori ieri după amiază am plecat de acasă, el dimineața m-a așteptat cu flori cam fiecare an, pentru că este ziua internațională a femeilor. Ce drăguț. Apoi eu am plecat la Monte Carlo pentru că am aici niște întâlniri și el a rămas la Maranello. De obicei stați la Maranello sau la Monte Carlo? Care e reședința? La Maranello. La Maranello. Și da. În Monte Carlo doar din când în când. Și acela este biroul, practic, pe care domnul Piero Ferrari l-are în Monte Carlo. Unde sunteți în această dimineață. Da. Cât de des mai veniți în România? Vin în România odată la 2-3 luni. Și l-ați adus până acum vreodată și pe soțul dumneavoastră?
Da, da, chiar acum o să venim de Paște. O să sărbătorim Paștele Catolic și Paștele Ortodox amândoi în România. Avem un plan să vizităm Castelul Bran. Și da, Pierre vine. Să-l vizitați sau să-l cumpărați? Vizităm. Ah, ok, no, mi s-a părut că am auzit să... Okay. De ce, spre vânzare? Știu ar eu, putea fi, un ar preț putea bun. Fi. Ar putea fi. Știu că ați mai povestit, dar vrem să auzim și în această dimineață cum l-ați cunoscut pe Piero Ferrari, cel care, iată, conduce Imperiul Ferrari. Da, eu l-am cunoscut aici la Monte Carlo, când eu lucram pentru Bombardier și vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, cum se scrie în presă, aveam 24. Ok. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin și era clar că după o astfel de experiență, ani într-un mediu militar, eu nu o să merg acasă să am un plan să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns întrebării de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine. Da, pentru că după o școală atât de puternică, mi-am construit o personalitate puternică și practic am decolat. Și am decolat spre aviație, am aplicat pe LinkedIn, chiar la Davos m-am întâlnit cu directorii de la LinkedIn, care au fost fascinați de povestea mea și au zis că vor să facă un interviu pentru LinkedIn. Eu am aplicat și am așteptat să fiu contactată, am fost contactată de toți angajatorii, după care m-am angajat aici la biroul Bombardier din Monte Carlo. Și dânsul voia să cumpere un avion sau cum va? Da, eu l-am contactat pentru a-i vinde un avion. El mereu râde de chestia asta, pentru că era unul dintre cele mai scumpe avioane ale noastre, în jur de 60 de milioane, și el zice, chiar credeai că o să cumpăr? Zic, acum nu, dar atunci încercam. Dar de ce spuneți că acum nu? Cum e acum Piero Ferrari? Acum gestionez eu. E atent cu cheltuielile, domnul foarte, Ferrari? Foarte, foarte atent. Noi suntem o familie cât se poate de normală. Am văzut că s-a și comentat despre rochea mea de la Bahrain. Era o roche de la H&M. Deci noi suntem o familie foarte, foarte normală. Dar avionul privat este o achiziție personală și în funcție de nevoile companiei sau personale. Și aici, la Monte Carlo, intram în contact cu diverse persoane, oameni de afaceri care își permiteau să cumpere, chiar am vândut extrem de multe avioane, însă el mă intriga pentru că mă refuza. Până în momentul în care m-a invitat la cină și astfel ne-am dat seama că suntem oarecum similari și el a văzut în mine femeia puternică care m-a ajutat totuși și pe viitor să mă dezvolt și suntem foarte bine. Ați întâmpinat greutăți de-a lungul timpului pentru că dumneavoastră faceți parte dintr-o lume a bărbaților. Ați făcut Academia Tehnică Militară, acum lucrați într-o lume a bărbaților, Formula 1. Cum sunteți privită în această lume? Ca femeie este foarte important ce mesaj transmiți. Prin codul vestimentar, prin comportament și prin limbaj. Și atunci lucrurile astea se dezvoltă în ani și în timp. Evident, le aveam deja după o școală militară, știam cum să interacționez, plus că mie mi-a plăcut dintotdeauna să fiu o fire foarte sociabilă, să interacționez cu persoanele și asta m-a ajutat foarte mult în Bombardier. Și da, mi-a fost greu la început, lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă mi-a luat 3-4 ani să mă acomodez. Pot să spun sincer că la început nici măcar nu aveam garderoba pentru ce întâlnire avea el. Eu eram întotdeauna în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis cumva o lume la care nu visam. Și mulțumesc întotdeauna pentru lucrul ăsta. Ne puteți spune așa ca să ne facem o idee de oamenii pe care îi întâlniți, câteva celebrități? Eu știu, poate aveți pe cineva în contacte, în telefonul mobil. L-aveți pe Brad Pitt, de exemplu? Sau nu știu, pe Kardashian? Nu, da, Kardashian, da. Și ne dă mesajul cu dintre I love ele? You. Pe care dintre Chris, Kardashian? Chris, mama, Chris Jenner. Păi și ce vă scrie? Măi, m-a lăsat jiglerul, nu știu, e ceva aici la... Nu, am fost la o cină împreună, bine, am fost la câteva prânzuri și cine împreună, apoi ne dă mesaje, I love you, mi-a părut bine și, mă rog, pot să arăt, n-am o problemă, dar sunt foarte de treabă. Și da, avem foarte mulți clienți în Ferrari care sunt celebrități, printre care l-am întâlnit acum la Bahrain pe Nick Mason de la Pink Floyd.
Wow. Da, da, legende, da, la capitolul plie. Legende. Să știți că și la matinal se câștigă foarte bine, nu se știe când punem toți bani și ne luăm. Eu m-aș întoarce puțin la momentul în care vindeați avioane. Ați vândut și vreunui milionar, miliardar român vreun avion atunci, în perioada respectivă? Singurul român care deține un bombardier este domnul Țiriac. Domnul Țiriac. Și este singurul român care, din părerea mea, își permite. Corect. Scuze că... Dar știți că acum... Așa e. Acum avem o discuție în România, ar trebui... Din punct de vedere financiar și legal și alte lucruri. Așa e, ar trebui și președintele să-și cumpere un avion, avem niște discuții zilele acestea. La ce ar trebui să fie atenți? Deci când cumpără un avion, că dumneavoastră fiind din domeniu, adică știați bine despre ce este vorba, la ce ar trebui să fie atenți când vor cumpăra un avion? Pentru președinte. Da, aș fi foarte fericită dacă s-ar achiziționa un avion prezidențial. În primul rând, ne facem și noi o altă imagine ca țară în afară, pentru că toate țările au deja, până și Ucraina are un Airbus privat, până și Ungaria are un Falcon, toate țările au. Și este normal, pentru că vorbim de o chestie de securitate, dar ar trebui să-și iau un avion de 16 locuri. Eu le cunosc, nu pot să dau nume pentru că după mi-ar sări competiția în cap, dar sunt foarte confortabile și poate să zboare lejer până în Los Angeles. Și cât ar costa unul de 16 locuri? Să ne facem pentru așa o idee. Achiziții guvernamentale prețurile sunt diferite și nu la modul că sunt mai scumpe. Sunt, într-adevăr, sunt niște discounturi speciale, așa că se poate face această achiziție. Eu sunt foarte pozitivă dacă vezi bun așa, da. Poate ajutăm un pic administrația prezidențială. După aia punem și noi o vorbă bună să-și cumpere și un Ferrari acolo la administrația prezidențială. Sunteți o femeie puternică, așa cum ați spus și dumneavoastră, și ambițioasă. Ce sfat le-ați da tinerelor care se află la început de drum? Este foarte clară situația în care se află acum România și dezamăgirea generației mele sau generației care vine după mine. Însă, în toate țările se întâmplă același lucru. Nu suntem noi un caz aparte. Faptul că educația noastră și dezvoltarea noastră personală este implicată și este impactată direct de mediul în care trăim, este un fapt. Adică este peste tot lucrul ăsta. Dar există o autoeducație pe care eu mi-am făcut-o. Eu nu am avut situația financiară să termin școli de prestigiu și atunci m-am gândit, oare după ce cărți studiază ei? Și mi le-am cumpărat singură, care m-a costat foarte puțin la acea perioadă. Și astfel... Dar și în funcție de ceea ce își doresc ei să facă. De exemplu, dacă mie îmi plac vânzările, am făcut tot posibilul încât să mă dezvolt pe acest domeniu și alte aptitudini pe lângă. Eu văd succesul ca o grădină în care plantăm și ne-ar plăcea să vedem acele flori dezvoltate, corect? Așa e. Dar pentru a face acest lucru trebuie să ne implicăm și trebuie să le dăm apă. Să fim grădinari sau să avem un grădinar. Exact, da. Apropo de educație. În fiecare zi îți pui, eu cel puțin așa văd, o cărămidă a zidului acestei grădini. Și zi de zi până într-un moment în care o să am o grădină extrem de frumoasă, o să fiu unde îmi doresc ca și poziție și pot să ajut lumea și eu cred că pot să fac lucrul ăsta în viața mea. Apropo de educație, citeam undeva că dumneavoastră ați ajuns să faceți Academia de Tehnică Militară, deși v-ați fi dorit să apucați calea spre medicină. Și o problemă a fost fix din zona asta financiară. V-ați gândit că e posibil să n-aveți bani să o luați pe calea asta a medicinei, drept pentru care v-aș întreba cât de important sunt banii în viață sau în parcursul, în traseul unei persoane și e și vorba asta populară aici la noi în România că banii n-aduc fericirea. Acum dumneavoastră aveți acces la ei, la bănuți. Aduc de fapt fericirea banii? O întrețin? Aduc o calmitate și o siguranță. Dar fericirea propriu-zisă nu niciodată. Fericirea practic este definită ca 5 minute de extaz. Deci noi luptăm. Am citit o carte, se numește Inteligența Emoțională, care spune lucrurile astea. Mulțumim de recomandare. Mulțumim. Da. Și chiar așa este. Însă satisfacția când dobândim anumite lucruri, și nu mă refer la lucruri materiale, mă refer la lucruri în viață pe care nimeni nu ni le poate lua și care ne definesc ca și persoană, n-are nicio legătură cu banii.
este complet altceva, este complet altă adrenalină, alt feeling. Am simțit această adrenalină și îmi place, de aceea încă lucrez și sunt alături de Națiunile Unite Femei, birou de la New York, și sunt alături de multe inițiative internaționale, pentru că asta mă satisface enorm. Și pentru educația din ziua de astăzi în România, da, banii ajută, mai ales pentru școală ca medicina, dar sunt și alte școli bune. Academia Tehnică Militară, de exemplu, nu costă foarte mult, dar de acolo destinul oricărui elev, student, este altul. Mulțumim pentru discuția din această dimineață foarte interesantă și deja aș vrea să vă fac o nouă invitație pentru o emisiune viitoare, pentru că ne-am simțit foarte bine să aflăm și ne-a plăcut să aflăm aceste detalii pe care ni le-ați dat. Și dacă tot veniți în România să sărbătoriți Paștele, poate ne vedem chiar în studioul Digi FM. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim, Romina Gingașu, așadar a fost în direct cu noi de la Monte Carlo în această dimineață, soția lui Piero Ferrari.